Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Autostrada Sibiu-Pitești este gata în proporție de 80% și ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an. Direcția Regională de Drumuri și Poduri din Brașov a publicat miercuri imagini de pe șantierul primului lot al autostrăzii Sibiu-Pitești, care poate fi deschisă chiar anul acesta. Lucrările de pe tronsonul Sibiu-Boița au ajuns la un grad de realizare de aproximativ 80%, existând șanse reale, zic ei, ca circulația să fie deschisă pe cei 14 km de autostradă până la sfârșitul acestui an. Hai, Doamne ajută, dar... Unde te duci când mergi pe ei? Adică... Nu contează, mergi pe autostradă, eventual. Autostrada asta proaspătă de 14 km e lângă un drum care ajută la ceva? Că e lângă foarte important. Lângă o stație de taxare, că la Fetești să plătești 14 km, nu contează că nu ajungi undeva neapărat. Însă, alta e treaba și aș vrea să-i întreb pe ascultătorii Europa FM dacă ar fi să-i ureze ceva autostrăzii ăsteia. Să-i ureze? Da, un, nu știu. Un... Autostrăzii Sibiu, Pitești? Exact, autostrada asta, Carpaților, cum se gen spune. Cum ar fi să crească mare? Evident, ar fi prima urare, a doua urare la care m-aș gândi ar fi să n-o dea în gropi. Da, e posibil. Drum lung și cale bătută poți mai. Sau așa. 0728111222. Hai, poate cu din urare în urare așa să se face mare. Se face mare. Da. Autostrada. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.